ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul Bruno Ștefan, președintele Biroului de Cercetări Sociale. Bună ziua, domnule Bruno Ștefan, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și astăzi. Mulțumesc că m-ați chemat din nou. Vin cu mare drag. Ne aflăm, iată, la începutul unui an electoral, un an în care vom avea două tipuri de alegeri foarte importante. Vom avea alegeri parlamentare și alegeri locale. Care vor fi, din perspectiva dumneavoastră, cele mai mari provocări ale partidelor? Și vă propun să le luăm pe rând. Partidul Social Democrat, ce provocări întâmpină anul acesta? PSD a intrat în anul morților. Eu sunt convins, adică că îi se apropie sfârșitul. Și nu este că sunt eu anti-PSD sau ceva. Greșelile făcute în anii trecuți, culminând cu intrarea Vioricăi Dăncilă, nu doar la guvernare, ci și la președinție, a dus partidul în moarte celor. Este ca într-un cancer aflat în metastaze, ce nu de asta la fază ultimă, din care cadavru, așa, în putrefacție, fug toți. Primari care au scoruri de 60-70% la PSD, de fapt, coadă la PNL sau la alte partide să fie primiți acolo. Pentru că nu se vor mai regăsi în viitor. Dar ei se regăsesc oricum. Nu e că nu se regăsesc. Ei câștigă și independenți. Dar nu, partidul ăsta este ceva de care ei au început să se debaraseze, să fugă. Pentru că percepția este că e o barcă ce a început să ia apă și nu reușește să vină cineva care să acopere. PSD-ul este, de fapt, partidul cel mai toxic din România, care a împroșcat asupra societății multă ură. Societatea s-a umplut de ură împotriva lui. În sondaje ne arătau 50% din oameni doresc scoaterea PSD-ului în afara legii. A devenit izolat până când ura s-a întors împotriva lor și fac să îmbolnăvesc de atâta ură care se revarsă între ei. Și când își dau seama că degeaba țipă, bă, că diaspora, că nu mai știu ce, dar îi fac în toate felurile, devine tot mai izolat, tot mai izolat, tot mai mic. Publicul s-a înrăit împotriva lor, nici nu mai gândesc să-i mai voteze. Apreciază primari care sunt la ei, dar nu ar vota PSD-ul, și atunci primarul se gândește, băi, rămâne un guvern care nu o să fie PSD după, toate sondajele arată PNL-ul la 40%, 40%, PSD-ul se duce sub 20% și se tot duce în jos mai mult, și atunci vor rămâne, nu vor mai putea servi comunitatea, pentru că marea majoritate a primarilor n-au angajat experți în primării, în atragerea fondurilor europene, ca să adune bani și care, iată, îi dăm înapoi de fiecare dată. Și au angajat numai nevoie. Și ei au rămas primarii, mai toți dependenți de banul de la guvern. Și așa că stau toată ziua să milogească, vor mai primi primarii pesediști? Categoric mai puțin. Și atunci ei spun, băi, o să arunce lumea cu pietre în mine după alegeri, că nu o să mai pot să le împlinesc nimic ce le promit, că pot. Marea majoritate a primarilor cumva își iubesc comunitățile. Sunt printre oameni. De asta au și scoruri mari. Primarii de la toate partidele vorbesc. Dar ei au nevoie și de sprijinul guvernului ca să ridice, pentru că politicul a făcut așa în natură ca ei să nu aibă angajați experți în atragerea banilor europeni și în dezvoltare comunitară. Nu sunt specialist. Și atunci soluția ca să faci minim acolo un drum, o școală, o grădiniță, ceva, este să te milogești la guvern, dăm. Și au văzut și primarii PSD-iști, toți primarii știu ce înseamnă să ai un guvern ostil, un guvern care nu este din partea partidului tău. De aceea o să traseismul ăsta care a fost acum se întoarce. Mare parte din primari, când a fost ordonanța, nu știu care, ordonanța traseiștilor la Ruponta, țin minte, în Buzău, din 89 de primari au rămas, 81 au plecat la PSD. Gândiți-vă câți au mai rămas. Dar la fel au fost în nu știu câte localități. Deci acum ziceți că se întorc de la PSD la PNL? Sau oriunde au loc. PNL-ul face acum măsurători să vadă dacă mai au o zestre electorală importantă sau oamenii lor îi schimbă. Și atunci se gândesc dacă să-i primească sau nu. Dar e coadă. Ei negociază acum cu toți ceilalți. Primari care au scoruri colosale, dar care își dau seama că dacă rămân în barca PSD,
se scufundă. Spuneați dumneavoastră la început că se prăbușește Partidul Social Democrat, dar noi avem istoria și vedem că Partidul Social Democrat de-a lungul timpului a mai suferit perioada aceasta de prăbușire, de cădere și totuși a revenit. O singură perioadă de cădere până când el și-a revenit datorită lui Emil Constantinescu, care a devenit președinte PSD mai degrabă în timpul guvernării lui, ca să oprească nemulțumirea. Și pentru că, de fapt, Rusia juca puternic în România în perioada respectivă și PSD era perceput partidul anti-european, anti-american, pro-rus și Emil Constantinescu n-a avut atunci de ales. Ar fi avut de ales, dar a jucat cu PSD-ul și i-a permis să revină. La fel și Băsescu a cocoloșit PSD-ul. Chiar dacă l-a băgat pe Joan în PSD cu care mai putea negocia, PSD-ul tot scotea niște personaje care deveneau ostile unei strategii de dezvoltare. Și chiar dacă aveau și oameni buni în teritoriu, erau câte unii, ba Codrin Ștefănescu, ba să nu-i mai spun care sunt ăștia, care țineau lang așa împotriva, cu un discurs care până la urmă a ostilizat populația. Și câtă vreme Iohannis și-a dat seama că a fost folosit în același fel ca președinte, cum fusese predecesor și a spus stop, eu nu sunt ca voi, gata, stop joc. Și după ce Iohannis a pus tunurile pe ei, au căzut de praful, s-au ales de ei. Și își dau seama că nu mai pot să-l facă din vorbe și cu jocuri de genul ăsta, cum l-au făcut pe Băsescu, pe câtă vreme și-l făceau și pe, sau pe Emil Constantinescu, câtă vreme ei erau unealta Rusiei în România, chiar dacă nu toți. Dar Rusia mai dicta cumva. Influența Rusiei în PSD și în România este tot mai scăzută. Și atunci PSD-ul devine, neavând, dacă nici acces la butoanele statului nu le mai are, devine un partid care moare. Noi am văzut cum a murit PNZ-ul, am văzut cum a murit PDL-ul, cum a murit PRM-ul. Așa, partidele, ca orice organizații, cresc și descresc și mai și mor. Dacă la celelalte au trecut așa peste, moartea PSD-ului este ceva, un spectacol la care lumea se uită și care parcă aplaudă să crape mai repede. Pentru că el este ca un animal sălbatic ce a năvălit în gospodăria ta, încercai să te prăbușești, dar îl vezi rănit și îl vezi că își dă duhul. Te cam apucă mira când se întâmplă așa ceva, dar zici că merită. Spuneați dumneavoastră că ați făcut un sondaj pe dispariția PSD? Da, am făcut un sondaj cu această întrebare. Când a fost făcut acest sondaj? După prezidențiale? Înainte de prezidențiale? În octombrie. Dacă sunt de acord cu scoaterea PSD-ului în afara legii, 55% spun da. Doar 23% spuneau nu și restul le era indiferent. O scor foarte mare. Deci doar 23% înainte de alegeri spuneau că e bine să rămână. Ei spun, vai, că se reduce democrația. Nu e nicio reducere a democrației, că a dispărut PNC-ul sau că a dispărut PDL-ul sau că a dispărut... E bine să fie toate, spun până la noi, loc pentru... Dar el, fără banii de la stat, fără ancorele primarilor, el nu mai există ca partid. Și acum ei spun că își revin prin moțiune de cenzură împotriva guvernului. Poate să inițieze PSD o moțiune de cenzură, nici măcar o treime din PSD-iști nu vor vota. Pentru că mare parte din parlamentarii PSD-iști ce nu se mai regăsesc pe liste, că fiind mai mic, își caută fiecare încotro un alt loc, ăia categoric nu vor vota că sunt în negocieri. Deci spuneți că moțiunea o să fie un eșec. Atât de rușinos că îl va îngropa și mai tare în ridicol și îl va arăta și mai mult ca un cancer, ca o, ceva toxic al politicii românești, mai ales bolnav al politicii românești. Și așa este. Până la urmă, percepția pură. E un cadavru în putrefacție. Dar nu poate Marcel Ciolacu, cel care este acum președinte interimar, dar și-a anunțat candidatura pentru o funcție deplină de președinte al partidului, să reînvie PSD? Încearcă să adune tocmai oamenii care au lucrat la această ură a populației. Deci fețe vechi. Da. El nu e o față veche. Pare una nouă, chiar dacă este vechi. Dar partidul în sine, oricine ar veni, dacă Ciolacu nu știa nimeni și îl puneai la PNL, toată lumea ar fi spus, iată ce interesant. L-ai pus acolo, ciuma roșie. Nu mai, e ceva de neatins. Deci cine își asumă
să intre în această, așa știind că nu îl poate salva. E greu de salvat un partid care e păducă și care a acumulat ura populației. Ura asta trebuie să stingă. Ceea ce face Ciolacu este un lucru deștept. A oprit. Nu iese public, nu zgândere și mai mult, cum a făcut Bădălău împotriva diasporei sau cât, nu mai știu care. Are un discurs blând, moderat, ca lumea măcar să nu-l vadă să uite. Și să se uite mai degrabă la guvernanți, poate ori face greșeli și atunci din, pentru că n-au încotro să se întoarcă spre ei. Dar ăștia alții știu că lucrurile stau așa și că el este un partid căzut. Cea mai mare prostie pe care a făcut-o PSD-ul, în afară că au pus-o pe Dăncilă premier, e că nu l-au lăsat pe Tăriceanu să candideze. Pentru că de atunci a început țâvna lor, convins că trebuie să aibă candidat la președinție, i-a aruncat într-un ridicol, i-a expus nuditățile alea rușinoase în fața publicului. A văzut publicul mai de hahalere până la urmă. Chiar nu aveau ce scoate ceva mai bun? Nu. Nu aveau ce scoate. A fost. E tot PSD într-o criză de lideri? Tot ce se putea mai bun cu putință a fost Viorica Dăncilă. Absența ei o să vă facă să vedeți că după perioada o să-i duceți dorul. Adică sunt unele personaje, de asta eu zic, Doamne ajută că acest monstru al politicii care e pe cale de a crăpa, crapă cu un lider liniștit și nu cu unul din aia care au făcut mult rău. Dar cred că, până la urmă, devine un partid de 10%, poate, într-un caz fericit. Păi și ce facem? Dispare PSD? Se întărește pro-România în cazul ăsta? Credeți? Nu. Unii, deci, dintre primari sunt acum la negocieri cu toate partidele. Se duc și pe la PMP să-și caute locul. Se duc și pe la USR, dar USR a zis că nu primește așa. Se duc pe la PNL, se duc pe la toate partidele. Ei, dintr-o dată, mândri că erau cai mari, și au tratat cu dispreț pe toți ceilalți, acum bat la ușă, păi m-a primit candidatul vostru. Și vă spun că e coadă la celelalte partide. Și partidele o să se gândească, bă, dar ce-i mai bine? Să-mi cresc omul meu care a fost alături de mine în bătăliile împotriva ta? Sau să te iau că poate așa mă ridic și eu? De asta eu cred că această... Dar nu-și pierde PNL din credibilitate atunci când acceptă primarii PSD, că noi ne amintim că spuneau liberalii că nu vor accepta socialdemocrații în partid. Nu-și pierd din credibilitate. Au ce alege ca să crească atât de puternic și să schimbe ceva în localități, pentru că dacă iau un primar care are o zestre electorală, îi impune un consiliu cu care să lucreze, nu tot cu aceiași consilieri PSD-și care de fapt au blocat foarte multe lucrări în localitățile lor. Și atunci știu că poți să conduci o primărie având sprijinul unui consiliu local care are parteneriat cu guvernul. Și de asta până la urmă el rămâne și se integrează în acel consiliu. Nu mulți zic, las că vin cu zestrea de consilieri de la PSD, că așa încep negocierile. Și unii mai și spun, bă, te iau doar pe tine, păi alții pas. Că particip, văd și eu astfel de negocieri. Dar fenomenul e general, e general în țară. Nu prea e județ să nu vezi zeci de PSD-iști care își caută o altă barcă. Zeci. Deci un județ care are 100 de primari. Să vezi 20, 25, 30 că pleacă. E clar că ei văd că barca lor politică se scufundă. Și ce rămâne în condițiile astea? Dacă el... și eu fac sondaj acum și văd în anumite localități PSD-ul, primarii stau bine și trag PSD-ul la scoruri de astea. Unde mai stă PSD bine mari la momentul ăsta? Multe, am făcut la Slatina, stă bine, am făcut la Zalău, stă bine. Este pe primul loc sau da, la Slatina bine și la Zalău? Să nu vă mai spun, sunt multe și Negoiță la 3 și... Deci sunt primari PSD-iști, nu unul, puțini care stau bine. La capitală, Gabriela Firea mai stă bine în sondaje? Ea stă bine dintr-un singur considerent. Că n-are un contracandidat care să fie branduit puternic dinainte, cu o
imagine construită din timp. În PNL-ul încă nu și-a ales candidatul. Și calculează și urmează să facă sondajele și pe București să vadă cu cine se duce. Dar Nicu Șordan e un contracandidat puternic pentru Gabriela Firea? Ar dacă putea se duce independent, gândiți-vă că USR-ul nu-l vrea. Dan Barna i-a furat partidul și l-a dat afară, nu? L-ar pune acolo, nici mort. Vă dați seama că dacă Nicușor Dan ajunge și prin absurd și câștigă primăria, păi cine mai e Dan Barna? Îl spulberă Nicușor Dan, nu se vede. Și ca urmare, pentru Dan Barna e vital să dea plusul lui candidat. Vlad Voiculescu este un personaj de care Cioloș vrea să scape, să îl bage pe gâtul SR-ului. Că și el pare că va crește și vrea să scape de el pentru că își va rupe gâtul. Nu este un personaj harismatic, nu rupe, și atunci USR Plus într-o barcă ce este și ea tot mai ciuruită, nu mai are scorul de, era de 3 ori mai mare la europarlamentară decât este acum. Nu, s-a micșorat semnificativ. Îl pui pe Vlad Voiculescu, ce nu are harismă, nu se duce lumea, nu... iar la noi ca vara, nu-i ăsta care nu are nici ținuta de manager, de corporatistul care rupe nici măcar pentru populația care l-a votat, nu e pe profilul respectiv. În momentul ăla, el ia 6-7%, 8-10%, Nicușor Dan, independent, nu poate să facă mai mult de 15%, și bătălia se dă între Firea și candidatul PNL. Care nu știm la momentul acesta, se zvonește că ar putea fi chiar Rareș Bogdan. Rareș Bogdan a anunțat că nu-și dorește, dar ar candida dacă președintele Klaus Iohannis i-ar impune lucrul acesta. Dar ar putea Rareș Bogdan să o bată pe Firea la primăria capitalei? Să ia un scor mai mare? Puneți dumneavoastră aproape pe oricine. Spun aproape, pentru că am niște măsurători și văd că sunt unii lideri care trag partidul în jos. Dacă ar scoate un lider care nu trage PNL-ul în jos, care la o campanie nu-l prăbușește, orice candidat al PNL-ului câștigă împotriva lui Firea. Inclusiv Rareș Bogdan. Inclusiv Rareș Bogdan. Problema este să nu aibă zestrea negativă. Ca să explic puțin zestrea negativă. Dau exemplu USR-ului. USR-ul a fost perceput, cel puțin în București, partidul corporatiștilor, ăștia, educație în străinătate, multă școală, care fac bani din inteligența lor în afară și nu s-au murdărit cu statul și cu alte de genul, și a fost o imagine de partid curat, cinstit și așa, ceea ce le-a permis să îi acuze pe PSD să-i facă și el să crească ca un făt frumos într-un an, cât alții în 7. Și descoperă acum că la sectoare sunt, de fapt, nu ăștia tinerii frumoși și liberi, ci niște ca și afaceriști îmbuibați la banii statului, cu o moralitate îndoielnică, atât de urât începe să-i vadă lumea, și de la Dan Barna cu ce a apărut atunci. Eu fac sondaje, de pildă, acum la sectorul 3. Și mi pare lidera de acolo, pe care oamenii o vedeau foarte bine în trecut, Ana Ciceala. Președintele USR Sector 3. Și de frișări, de păduri, și știți cum s-a întors? Ea care reprezenta o speranță a devenit încărcată cu un capital negativ atât de mare, încât nu că ea trage USR-ul în jos. USR-ul se prăbușește datorită absenței liderilor acum. Mai toți par deja prăfuiți și îmbuibași și șmecheri, nu mai reprezintă partidul tinerilor corporatiști. De asta ăștia au spus și au dat seama că a fost o speranță deșartă, pentru că în spatele așteptării populației s-au pus niște șmecheri. Și niște șmecheri care, dacă vă uitați, că poveștile pe care le primesc de la populație despre lideri sunt înfiorătoare. Știu, are copil cu ăla, trăiește cu ăla, toată ziua s-a culcat și cu ăla. De a ști ce percepți, puțin cât îi știu, îi știu cu un capital negativ și ăsta l-aruncă în societate pe mai departe. Și atunci USR-ul ajunge cumva la o, nu implozie, că e mult să spun, ca și e mult să spun că PSD-ul, dar la o
constrângere la o, devine tot mai mic și tot mai mic, tocmai pentru că nu reușește să facă schimbarea de lider acum, repede, ca să mai reîntărească speranța că ar putea să mai facă ceva. Spuneați că faceți un sondaj la sectorul 3. Da. Robert Negoiță e pe locul 1 în sondaj? Este. Este deci pe are întâi. Șanse mari să câștige un nou mandat la sectorul... Are șanse să câștige, dar mai e mult până atunci. Eu cred că nici n-a apucat să mai candideze. De ce spuneți asta? Că el și-a exprimat dorința de a obține un nou mandat. Eu să fiu cetățean al sectorului 3. Sunt al Bucureștiului, tot și de acolo este, dar nu mă interesează. Eu i-aș face plângere pentru că dosarul de lui de la Dicot cu prostituate sau cu ce a fost, nu, cu minore, ăsta este un dosar pentru care trebuie să fie să intre în pușcărie. Cum a fost? Nu știu de ce s-a oprit. Negoiță extras cu o plângere penală făcută de orice cetățean, nu mai este candidat. Odată ce el dispare candidat, ce se mai întâmplă? Pentru că sunt lucruri, nu mai spun plagiatul integral al lucrării de doctorat. Asta este un tip de golăneală pe care publicul a tolerat-o zicând că băi, hai că a făcut și că a adres și că uite, pare că este activ. Nu știu ce se va întâmpla cu el. Eu nu zic că DNA să vină să-l ia sau altă de genul ăsta, dar stă bine, e pe muchie. În alte sectoare n-ați făcut sondaje încă? Nu, o să pornească și în alte sectoare. Am pornit mai înainte cu ăsta și fac sondaje în multe alte județe în țară. Acum așa, iau comună cu comună în unele județe, nu doar sondajele la municipii și vă spun că văd, învățându-mă să văd jocurile politice și din culise, să asist la negocieri, la trădări, la jocuri, la combinații și în același timp să văd și publicul cum se raportează la ei și cât de repede se schimbă parte din public, se transformă din simpatizant în antipatizant și îmi dau seama că urmează în scena politică niște schimbări pe care noi dacă le-am vedea anticipat, ne-am dat seama că nu e adevărat, toți am spune că nu. La fel cum toți am fi spus, nu e adevărat că Dragnea o să intre la pușcărie, că Dăncilă o să se facă praf și că nu o să mai știe nimeni de ea și că o să ia 20%. Nu, așa ceva nu puteau să creadă, nu puteau să creadă nici cei care nu îi simpatizau acum un an. Și ce a ajuns PSD-ul într-un an, dacă ați face un exercițiu de imaginație să vă închipuiți cum va fi peste un an, mergând în același ritm și neexistând o strategie și nu există, cum să vă spun, și din alte considerente, ei au un dispreț față de științele astea ale comunicării, științele socio-umane, le-au falsificat sondaje, i-au batjocorit pe sociologi deseori și înainte mai existau experți străini pe care îi mai puteau aduce și care îi ajutau cumva. Nu mai sunt. Nici bani prea mulți să bage și să aducă niște experți. Aștia pe care i-au luat deja au devenit cum să spun, ei reprezentanții ai Ciumei Roșii, nu experți. S-au colorat atât de mult încât nu pot să vadă cu obiectivitate, cu detașare organizația, instituția pe care trebuie să lucreze. Nu sunt specialiști în organizații. Eu am doctorat în organizații. Despre cum poți să vindeci o organizație. Sunt doctor în organizații. Cu lucrare publicată în străinătate și destul de bine vândută în afară, apreciată de, și citată. Știu că organizația e ca un bol, când e bolnavă, ca un doctor te duci și o vindeci. Eu nu cunosc în PSD doctor de organizații. Sociologii lor nu știu ca specialiști care să-l vinde. Sunt specialiști în cu totul alte lucruri. Nu în sociologia organizațiilor. Și în niciun caz în sociologia organizațiilor politice, care au un anumit specific. Și atunci este ca și cum dumneavoastră, care ați avea o problemă de stomac, vă duceți să vă rezolve problema de stomac un felcer care, sau un inginer mecanic care își pune un halat pe el și un stetoscop la gât. V-ați da pe mâna unuia să vă rezolve problema de stomac. Așa, cam așa sunt experții la care apelează. Sunt, sau unii care mai sunt,
s-au deprofesionalizat atât de mult încât se uită la asta și spun că nu se poate. Pe de altă parte, și partidul a ajuns în fază terminală, că oricât de expert ai fi ca doctor, pentru unul care știe că îi se termină zilele, nu mai ai ce să-i spui decât să-i ții lumânarea. Cam așa, cam asta este situația care se întâmplă acum cu partidul. Deci eu estimez că vom avea curând o creștere, adică o scădere drastică a PSD-ului, drastică, mult, de tot, nu așa, până spre dispariție, dar speranțele optimiste, să spun așa, ajung să, de aproape, cine spune că sunt un fan PSD, de spun 15%, eu cred că o să ducă sub 5%. PNL continuă trendul ascendent și anul acesta? Mai are PNL de unde să crească? Sau a ajuns la maxim? Dacă ia primarii, vin cei cozestre de nu se poate. Dacă el acum are 45%, gândiți-vă că odată ce a adunat 40 de primari mari de municipii, 30 de primari de municipii și 200 de primari de comune, dacă ar fi numai așa să se întâmple, PNL urcă la 50. Fără să facă absolut nimic. Decât să-i accepte. Deci victorie și anul ăsta. Acum, știți, eu nu sunt fiul lui mama Omida să mă uit în globuri de sticlă, în cești de cafea. Totuși, acum dau seama, liberalii sunt la guvernare. Și da, știm că de fiecare dată când un partid este la guvernare, toți ochii sunt ațintiți către acel partid. Da. Exact. Ar putea cumva să le schimbe situația guvernarea Orban? Eu îl cunosc pe Ludovic Orban de atât de mulți ani că nu cred că greșesc spunând că este un om foarte atent la public. A fost tot timpul așa. El citește cu atât de mare atenție sondajele, se uită să vadă de fiecare dată ce spun oamenii rău despre el, despre partidul lui, nu de acum, după vreme, și ține cont. Dacă descoperă, măi, este acolo un grup care mă urește, se duce acolo să-l lămurească. Deci el este, lucrul ăsta îl avea de atâția decenii de când lucrez cu el, doar ca să stingă o nemulțumire. Și știu că asta o face și acum. Bineînțeles că nu e Zeus, nu e toți crapă, toți se încarcă cu ură când sunt la putere, nu? Și apare fenomenul, la un moment dat, și al reacției. Așa. Până un alta beneficiază de perioada aia de grație, lumea are așteptări de la guvernare și nu s-a întors negativ că nu li s-a împlinit așteptările și nu văd deciziile luate ca fiind ceva ce ține de o toană sau de istericală și a avut reacție potrivită când au fost niște nereguli cu un secretar de stat de la PMP, de la scos repede pe cel de la transporturi sau din alte părți, în așa fel încât să stingă nemulțumirile care ar fi putut să crească. Nu știu ce se va întâmpla pe mai departe. Surprize pot apare tot timpul, știți, Nicolas Nassim Taleb cu lebăda neagră care spune că întotdeauna pot, cine știe să găsească fenomene de astea de imprevizibil, de neașteptat și să le crească, poate să dea peste cap ceva care poate să fie cât se poate de mare, dar în imperii, dacă pornești de la un gest cât se poate de mic. Din păcate, va trebui să încheiem aici discuția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm, mulțumesc, ca de fiecare dată, cu mare drag alături de noi. Să vă mulțumim. Mulțumesc.